Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să vă văd în sală, interesați de cultura digitală. Da, Romanian Science Festival este într-adevăr un proiect care s-a născut în urma citirii apelului de finanțare, publicat primului apel de finanțare publicat de Științescu în primăvara anului 2018. Avantajul a fost, într-adevăr, cum a spus și Simona, că au acceptat grup de inițiativă. Și pur și simplu, ca orice proiect bun, deși este un proiect pe știință, are o poveste în spate. Și povestea Romanian Science Festival, a ceea ce noi am numit în septembrie Romanian Science Festival, a început, de fapt, prin 2010 la Oxford. Cum am ajuns de la Oxford la Timișoara să facem Romanian Science Festival? Este o poveste cumva cu iz personal, pentru că în 2010 eram în Oxford când copiii mei, fetele mele aveau vreo 6 și 8 anișori și în centrul Oxfordului s-a organizat prima ediție a Oxford Science Festival. Am mers și eu cu ele, apropo de audiență și cum să încercăm să atragem copiii spre știință. Eram în mijlocul, în centrul Oxfordului, o grămadă de corturi pline de experimente făcute de studenții de la universitate. Iar fetele mele, la vârsta respectivă, au învățat pentru prima dată de ADN. La 6 și 8 ani, dacă vă vine să credeți, nu sunt mulți copii care pe vremea aia cel puțin știau de ADN. Acum, datorită Minecraft-ului, mă gândesc că sunt mai mulți la vârstele astea care știu de ADN sau multe alte resurse digitale pe care ei le accesează. Ei, la vârsta aia, la timpul respectiv, au învățat într-un cort, în mijlocul Oxfordului, despre ADN. Doi copii, două fete de 6 și 8 ani și mi s-a părut absolut fantastic. Ei, când am citit primul apel de finanțare, de lansare a fondului Științescu, de care de fapt știam de mult, și am zis, asta este o oportunitate. Pentru că dacă copiii mei au putut să facă chestia asta în Oxford, să învețe despre ADN, pot și copiii din Timișoara. Ei, nu aveam cadru juridic, bineînțeles, a fost doar o idee, dar norocul nostru a fost că grupurile de inițiativă au fost acceptate, așa că mi-am sunat doi prieteni cercetători de la Oxford și am zis, ce ziceți, vă băgați sau nu? Ei toți au fost entuziasmați pentru că, fiind parte din universitate în Anglia cel puțin, și fiind cercetător, ești implicat în foarte, foarte multe activități de ceea ce ei numesc outreach. Și astfel că, împreună cu doi prieteni, Eliza Casapopol, care ea a terminat un master în matematică la Oxford, și Sandor Cruc, care și-a terminat doctoratul la Oxford în astrofizică și acum lucrează la European Space Agency în Olanda, am organizat ceea ce în 2018 noi am numit Timișoara Science Festival. Am ales să-l facem în prima săptămână de școală, în primul weekend, după ce copiii s-au întors la școală. Am invitat 7 mentori de la Oxford, toți cercetători din diaspora română. Și în prima zi de festival, festivalul fiind organizat pe 2 zile, am mers și am vizitat 7 licee, am făcut 18 prezentări. De ce? Pentru că mi-am dat seama că la vârsta de 16-17 ani, când marea ta întrebare este existențială, ce fac cu viața mea, și te gândești, bun, îmi place fizica, da, de ce m-aș duce? Asta a fost și o întrebare, de fapt, care am primit-o în urma prezentărilor. Îmi place fizica, da. Toată lumea mă descurajează. Ce fac cu fizica? Pentru că ești doar profesor de fizică. Ei, o întâlnire cu un cercetător de la Oxford a făcut ca un adolescent să-și schimbe perspectiva asupra ceea ce poți să faci cu fizica, pentru că sunt foarte multe moduri în care poți să o aplici și poți să ai foarte multe oportunități de carieră.
Am avut în a doua zi, dacă în prima zi am vizitat școlile, în a doua zi am ieșit în comunitate și am pur și simplu am preluat piața Libertății, am instalat 22 de corturi, am avut câte 2-3 experimente în fiecare cort și ne-am trezit cu 6.000 de participanți între orele 11 și 17. A fost un eveniment care ne-a luat prin surprindere, nu ne așteptam la o asemenea deschidere, dar făcusem cu 2 săptămâni înainte un fel de campanie de conștientizare și educare, să zic așa, pentru că am folosit ecranele din Timișoara, ecranele digitale, și am rulat o campanie de știați că cu tot felul de informații științifice care să atragă copiii. Astfel că noi am tot conceptul, l-am creat cu un impact dublu. În primul rând sistemic, pentru că vrem să mergem prin școli și vrem să ajutăm școlile, vrem să ajutăm profesorii prin relația cu cercetătorii din diasporă, și un impact la nivel de comunitate, pentru că vrem să implicăm și să facem legătura asta intergenerațională în jurul pasiunii față de știință. Am creat ateliere, cum am spus, interactive în liceu, târgul de știință, mentorii, voluntarii. Astea sunt toate aspecte foarte importante care încercăm să le dezvoltăm de la o ediție la alta. Și Timișoara Science Festival a ieșit, cum am spus, destul de bine, astfel că Șandor și Eliza, colegii mei cu care am început și cu care m-au ajutat la organizarea primei ediții a Timișoara Science Festival, anul acesta au zis, vrem și să organizăm asemenea eveniment și la noi în oraș. Șandor fiind din Baia Mare, Eliza din Pitești. Astfel că anul acesta, în septembrie, ne-am extins, cum a spus și Simona, ne-am extins încă în 2 orașe, exact în același format, 2 zile, vizite în școli în prima zi, târg în aer liber în a doua zi. Ei, dacă la Timișoara copiii au, cred că acum, în prezent, destul de multe oportunități de a veni spre știință, am descoperit că în orașele mici ei, de fapt, nu au. Science Festivalul, Festivalul de Știință în Baia Mare și în Pitești a avut un succes extraordinar, a fost primit de comunitate, comunitatea s-a implicat în atâtea aspecte și a susținut festivalul. La Baia Mare, Șandor îmi spunea, am nevoie de 100 de voluntari, mi-au venit 200. Au implicat, de exemplu, printr-o colaborare și o anume parte a copiilor care sunt la marginea abandonului școlar și i-au integrat în partea de voluntariat. La Pitești au fost un număr de firme locale care s-au implicat și au susținut, activitatea. Anul viitor vrem să mai adăugăm încă vreo 2-3 orașe, încă nu știm sigur unde. Am avut 34 de mentori cu studii în străinătate, români din diaspora, din diaspora noastră, care au venit înapoi acasă și și-au vizitat școlile din oraș, ceea ce este o relație și o dimensiune a programului pe care noi vrem să o dezvoltăm foarte mult, să facem pur și simplu podul și legătura dintre know-how pe care noi îl avem ca țară în exterior și cumva, dacă nu putem să-l aducem înapoi acasă, de tot măcar temporar prin implicare. Aceștia sunt câteva exemple de mentor pe care noi am invitat. Maria este, care a venit și s-a implicat și într-un proiect și a vizitat Biocoder Dojo de aici din Timișoara. Ea este a făcut doctoratul în biotehnică la Oxford. Cristian Roman, tot la Oxford, în
El este pe artificial intelligence. Ciprian Ploștinar este acum, a terminat la Oxford, dar acum este la Universitatea Lund în Suedia, unde el coordonează, practic, unul dintre cele mai puternice acceleratoare de particule care se vor construi în Europa. Acesta este povestea Romanian Science Festival, sau cel puțin primul capitol, primele două capitole, nu știu unde ne va duce această poveste sau cum se va finaliza, dar sperăm să adăugăm mai mult oraș acolo și sperăm ca mai mulți copii să poată să aibă acces la știință prin proiectul nostru. Mulțumesc!